Începând de joi, fumătorii nu vor mai putea să-și aprindă țigara în restaurant, în bar, în club sau în orice alt spațiu public delimitat de patru pereți și care are acoperiș, așa spune legea antifumat care intră în vigoare din 17 martie. Având în vedere că vine vremea caldă, iar multe terase se redeschid mai devreme, acestea reprezintă singurul loc public unde s-a va mai putea fuma, adică în spațiu deschis. Orice terasă care are un perete sau un tavan este spațiu deschis. Acolo unde există doi pereți, acoperiș, tavan, nu se poate fuma. Umbrelele nu intră în discuție intră în discuție în schimb copertinele de plastic. Prin perete se înțelege inclusiv un perete de plastic, folie lemn. Nerespectarea prevederilor legii antifumat de către persoanele fizice se sancționează cu amendă contravențională de la 100 la 500 de lei, iar nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor legii se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 de lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de sus suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității la a doua abatere. Săvârșirea unei noi abateri se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 de lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.